Răsturnare de situație în Casa Iubirii. Unul dintre concurenți a dat dragostea pe câștigarea Marelui Premiu și creșterea imaginii sale. Telespectatorii se simt înșelați deoarece s-a prezentat altfel și avem toate indiciile prin care acesta și-a arătat adevăratul caracter. A intrat în competiție mărturisind că își caută doar o fată care să-l iubească și să o iubească, iar mulți l-au crezut, ba mai mulți, i-au luat apărarea când era tocat constant de casă. Acum, acesta face exact ce făceau și alții lui. Ce ciudată e viața asta! Sebastian și Roberta au fost atacați mult timp și parcă Sebastian nu a învățat nimic din asta. Iar acum, el face cu Gacea și Alexandra fix ce au făcut și ceilalți cu el și cu Robert. Această ipocrizie arată o lipsă de empatie și o capacitate nedusă de a învăța din propriile experiențe negative. A uitat la repede de ce s-a întâmplat, dar mai rău este că pare că a uitat de ce este în concurs. De la momentul în care declara că este îndrăgostit, până în momentul în care îi spunea Robertei că fură curând și folosea apelativul fetițo la adresa ei, nu a trecut prea mult timp. Chiar și așa, Sebastian pare că s-a schimbat radical. De la băiatul care voia doar o fată care să-l iubească, a ajuns un personaj care vrea să-i controleze iubitei sale toate acțiunile. Cum să se îmbrace, ce să gândească, cu cine să vorbească, ce prieten are voie sau nu să își facă. Ne gândim că dacă aceste exagerări imense se întâmplă în casă, oare ce se poate întâmpla afară? De câte ori s-au certat Sebastian și Roberta, băiatul a pomenit mai mereu de imaginea lui. Probabil acesta și-a schimbat în scurtul timp obiectivele. Poate cluburile sau părerile din exterior, dar și poate că răvnește la Marele Premiu, îl fac să nu vadă cum se poartă cu Roberta. Ne întrebăm oare dacă poate Sebastian să-i câștige încrederea Robertei din nou. Este clar că una dintre trăsăturile cele mai evidente ale caracterului Sebastian este dorința sa de a controla. Relația cu Roberta a devenit din ce în ce mai evident că el dorește să rețină controlul asupra tuturor aspectelor vieții ei, de la cum să se îmbrace până la ce prieten poate să aibă. Această tendință de a controla nu numai că demonstrează nesiguranța lui Sebastian, dar și o lipsă profundă de respect pentru autonomia și personalitatea iubitei sale. Această distanță imensă între cuvinte și fapte nu a trecut neobservată de ceilalți concurenți și telespectatori, făcându-l pe Sebastian acum unul dintre cei mai controversați din Casa Iubirii. În consecință, poziția lui Sebastian devine tot mai precară. Mulți dintre ceilalți concurenți încep să-și piardă încrederea în el, temându-se că ar putea fi următorii trădați în planurile sale strategice. Atmosfera în Casa Iubirii devine astfel tot mai tensionată, iar alianțele se pare că se schimbă constant.